Întâlnirea de vineri de pe municipal dintre echipa locală Mușcelul Câmpul Lung și Urban Titu, ultima din această ediție de campionat, a fost și ultima în Liga a treia pentru Mazarache și compania. Asta în ciuda faptului că mușcelenii au reușit să se impună 3-2 în fața dâmbovițenilor, conduși de pe bancă de fostul mare portar Sabin Ciurea. Oaspeții au început mai bine jocul de pe municipal. Corbu, vedeta echipei din Titu, semănând panică pe partea dreaptă a mușcelenilor, acolo unde fundașul stânga de conjunctură, Chira, a avut viață grea în fața micuțului atacant. În minutul 15, Mazarache face ce vrea cu apărarea oaspeților și scoate o minge pe 6 metri pentru execuția lui Păun, care nu avea cum să rateze singur cu poarta goală. Angelina pentru Mazarache, preluare frumoasă atacantului nostru, le înfață pe Caramalău. Intră și 1-0, Mușcelul deschide scorul prin reușita lui Păun, singur în 6 metri, a trimis culatul în poarta porții apărate de Alexandru Mișa, dar trebuie să salutăm frumoasa acțiune de atac a lui Mazarache pe partea stângă. La 1-0, mușcelenii forțează în atac și același Mazarache trece pe lângă majorarea scorului în două rânduri, atacantul ratând nepermis din situații favorabile. Totuși, la pauză, Mușcelul intră cu avantaj de 2 goluri. Angelina înscrie pentru 2-0 în minutul 38 cu un șut la colțul lung din careul de 16 metri. Între 3 adversari este foarte bine, cu mingea la picior în adâncime pentru Angelina. Șuta lui Angelina, 2-0! Ce frumos e fotbalul, stimați telespectatori, când se joacă frumos, când jucătorii respectă anumite indicații date de către antrenorii lor. Foarte frumos a curs această minge. Imediat după pauză, Urban Titu își arată colții. Vedeta echipei Corbu trece în dribling de toți jucătorii mușceleni ieșiți în cale, fiind oprit prin fault în suprafața de pedeapsă de Chira. Centralul întâlnirii arată punctul cu VAR, iar fundașului stânga cartonașul roșu. Portarul Ene reușește să pareze șutul de la 11 metri al aceluiași Corbu și păstrează scorul intact. Asta până în minutul 72, atunci când Ivașcu reușește să reducă din diferență cu un șut din unghi, mingea poposind în poarta mușcelenilor și cu ajutorul stâlpului din stânga al porții apărate de Ene. Cu 10 minute înainte de finalul partidei, Panait punctează pentru 3-1 cu un șut din afara careului de 16 metri. Pentru ca în ultimul minut de prelungire, Sima să închidă tabela cu un lob perfect peste portarul mușcelean ieșit în întâmpinare. Neguț, șutat la colțul lung, a venit și a respins în primă fază Ene. Reușesc să reducă din diferență oaspeții prin Ionașcu, care a trimis din prima la a doua bară, mingea a lovit stâlpul din dreapta al porții lui Ene, după care a intrat în teren. Ghelina pe 6 metri, Vlad respinge, Panait, 3-0, 3-1, stimați telespectatori, Panait, autorul golului 3 al mușcelenilor, Panait merita și el să închidă un retur de campionat bun făcut la Câmpul Lung. Nici Panait nu va mai rămâne la Câmpul Lung și el va pleca după această ultimă etapă. Diagonală pentru Sima, care îl lobează pe Ene ieșit în întâmpinare, 3-2. În ciuda victoriei de vineri, Mușcelul Câmpul Lung părăsește cea de-a treia competiție fotbalistică a țării, viitorul fotbalului în urbea noastră stând sub semnul incertitudinii. Imediat după finalul partidei de vineri, Alexandru Popovici a părăsit arena din Câmpul Lung alături de fiul său Vlăduț. Tehnicianul mușcelean a preferat să taie terenul de joc, evitând să mai meargă la cabine, jucătorii așteptându-l minute bune în fața vestiarului. Alexandru Popovici ne-a declarat la o zi după partida cu Urban Titu, în exclusivitate pentru Clar TV, că a luat decizia de a demisiona de la cârma echipei, indiferent dacă Mușcelul se salva de la retrogradare sau nu. În cursul acestei săptămâni, Alexandru Popovici va susține o conferință de presă în care își va anunța oficial demisia de pe banca tehnică a mușcelenilor.
Cel mai în formă fotbalist din lotul echipei Mușcelul Câmpulung, Simon Mazarache, nu duce lipsă de oferte în această perioadă. Dacă în iarnă golgheterul mușcelean a fost scurtat intens de mai multe echipe din eșaloanele superioare, printre care CSM Reșița și Dacia Mioveni, în prezent tot mai mulți impresari și cluburi de fotbal se arată interesate de serviciile lui Mazarache. Din surse sigure am aflat că atacantul va semna în aceste zile o înțelegere cu CSU Craiova. Unul dintre finanțatorii echipei din Bănie, Mihai Rotaru, dorindu-l pe jucător la echipa pe care o patronează. De curând, pe fir, a intrat și CSA Fumați, ilfovenii fiind impresionați de calitățile jucătorului de 22 de ani. Însă Mazarache își dorește să facă pasul la o echipă mult mai mare decât cea de la Liga a III-a. Rezultatele ultimei etape. Concordia Chiajna FCM Târgoviște 3-1. Astra 2 SCM Argeșul Pitești 1-0. Sporting Roșiori Vișina 9 3-0. Ștefănești Atletic Bradu 2-0. Inter Clinceni Afumați 2-0. Cenedinicu Golescu Urban Titu 3-2. Chindia Târgoviște Podari 4-1.